Cine vrea să fie ospătar? Toate cele. Nimeni. Doamna Liliana, să știți că aveți o fată foarte frumoasă și foarte inteligentă. Măi, eu pot să fiu ospătar, îmi place să servesc așa, dar în privat. Dar v-a plăcut de Kinga. Da, a fost mișto, chiar mișto. A fost super. Nu ați fost cam bun. Și n-a fost tot, n-a fost tot. Cam puțin cam arogant ospătarul, dar a fost ok. De așa iese bănuțul. Așa eu nu ți-am văzut. Eu nu ți-am văzut câte da, leși dansezi. Eu nu ți-am văzut câte tați sub fustițe. Nu, eu pe Costi am văzut să se uita. Băiam să făcea short. Short, vreau să făcea sub short. Și Costi făcea așa, la fund. Da. Ca lui la 180 la furat pe etaj. S-a pregătit frumos. O spătăriță aveți? Oh, și-a făcut foarte mult șubuc. A făcut pentru ceva. Pentru treaba care am vreți bănuți înapoi? Nu, 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 e ok. Pentru chiar a fost pe dacă mai întreb de 5 ori, chiar ți iau băieții. Am să le pun în cutiuță la mătire. Și mai mult pentru ceaiul ăla, să știi. Și pentru cafeaua aia cu frișcă. Mai nimerit. Băieți, you know. Hai să o luăm de la Sorin în partea asta spre Costi și să dăm fiecare câte o notă și să spunem de ce. Hai, da, pe rând. Eu sunt critic rău acum. Iar faceți liniște să dăm note. Hai, recenziile. Câte steluțe dăm? Din partea mea o să primești nota 8 și spun și de ce. Generos. Avem determinat comanda după ora 23 și atunci o să primești peste 10. Mulțumesc! Bun, din partea mea acum, nu? Încă în partea regelui. Din partea mea o să ai doar un 7,5 pentru că ai fost puțin arogantă cu clienții la masă. Și nici nu ai venit cu toată comanda. Ți-am dat noi din portbagaj de la mașină niște apă să ne pui. Și nu ne-ai pus în pahar. Și cafeaua, nici n-ai pus laptele, ai făcut dezastru pe masă pe aici. Păi să vă serviți lumea voastră, mai bine. Nu, păi eu nu am cum să te servesc, că eu sunt client, nu sunt ospătar. Am înțeles, am înțeles. Așa că 7. Am mai spus o chestie asta, eu nu știu. Fără să știe nimeni, eu eram patronul. Ospătar. Și te-a văzut. Nu, da. Băiatul patronului. Totuși. Radu. Ceva din partea mea ai nota 7. Cât? 7 și îți explic și de ce. Nu, normal trebuia să dau nota 7, pentru că la fel, mi se pare normal să ne pui tu apa în pahare, mi se pare normal să ai o atitudine un pic mai cooperativă cu clienții în restaurant, dar o să-ți dau nota 9, pentru că ai venit așa, nu, am zis normal să dau nota 7, dar îți dau nota 9, pentru că ai venit așa cu o drăgălășine și cu o bunătate între noi și parcă ne-ai suportat cumva toate pretențiile. Da, mulțumesc! Și v-ai iertat! Și pentru curaj! Mulțumesc. Cine a iertat de aici așa cerut de scuze? Kinga, la mine e 8,5. 8,5. De ce? Nu vorbești limba greacă. B-am trebuit să mă țichi, chichi, michi cu tine. E, tatichi, sos tatichi, avem. Așa, nu ai turnat nici apă în pahare. Nu, nu-i dată ea mea. Ba da. Mai ales la un nivel atât de mare trebuia să... Uite, poate vreodată vom avea vreun invitat. Acum ai și Adrian. Priceput ceva. Adrian. Și Adrian. Hai. Kinga, mie, sincer, servirea a fost ok, mi-a plăcut, dar felul în care arăta băutura absolut groaznic, însă m-a uimit modul în care... m-a uimit gust. A fost super, mi-a plăcut. Deci cumva 7 pentru felul în care arăta, 9 pentru gust, 8. Ai inversat chestiile cu paharele. Albert. Da, așa, da, nu mai pot. Îți dau un 9, te-aș fi dat 10. Mi-ai dar nu-ți place. Nu, mi-ai pus în pahar. Pe... Cum? Tu mi-ai pus în pahar? E whisky. Ești ce ajutor? Ai, pe ce ai eu ți-l aduce în pahar? Să vreau să vină în palmă. Cană, măi, ce ai, mă? Cană geamă. Aia e faza, de-aia eu dau 9, nu? Da. N-am avut cană la ceai. Era murdare, nu am avut pahare. Cum murdare? Pe grațiera de la vasă ce a făcut? Nu capeau, nu capeau. Nu capeau pe tavă, cănile. Da, chiar, zi mai tare. Grațiera de la vasă ce a făcut? Și voiam, voiam mai multă atenție. Ținuta. Grațiera de la vasă a demisionat. Ok. Înțeleg, din cauza salariului sau ce? Băi, de mâncați. Se angajează mâine și poi mâine. Dar ceaiul... Albert, te rog. Ceaiul de mentă era bun? Nu mai pot. Un ceai de mentă de la o fată. De mentă, sigur, de mentă. De la o fată de mentă. De la o fată cu mentă. Bun, și cu Costi? 9, pentru că nu mai vreau un pic mai multă atenție. Eu când mă duc la restaurant vreau să fiu băgat mai mult în seamă, așa. Dar mai faceți, domnul Albert? Că bine, suntem persoane publice. Normal. Hai, Doamne. Trebuie să ții concurenți, suntem persoane foarte. Suntem concurenți în Casa Iubirii, pe Canal D. Și ești, acolo ești client.
Nu ești cu nimic în plus față de ceilalți clienți. Da, dacă aveai... Dumneavoastră ați venit la noi în Casa Iubirii. Dacă aveai o comandă mai mare, cu tot dragul să te am lângă masa voastră. Deci ați avut o notă sub 100 de 100 de lei. Deci nu v-a plăcut că v-am dat și tips. Bine, doamne. Auziți, doamna ospătăriță, vedeți că v-am întrebat de limonade, de alte de-astea și a spus că n-aveți, că noi poate vrem să comandăm mai mult, dar a spus că n-aveți limonade, că n-aveți... Să vedem și părerea unui expert acum. Acum Costi. Cum a zis Costi, prințeso, prințeso. Domnul consul, te rog. Ce părere aveți despre prințesă? Oh. Kinga, ai 7 de la mine. Prima servire, întotdeauna... Să vezi dacă mai vorbesc eu cu tine. Nu contează. Ai încurcat comanda. N-ai știut ce să aduci. Ai uitat de apă. Întotdeauna prima servire o faci. Pui apă în pahar, indiferent. Păi dacă era unul să spună toată comanda, era mai mult mai bun. Și ai încurcat comanda. Mi-ai adus ceaiul lui Albert. După aia nu știai că am cafea. Eu treceam de timp, vroiam tips mai întâi, pe urmă. Tipsul stă de la final de notă și ai primit mai mult de 10%. Eu zic că cam puțin. Cam puțin? 7 la comandă și 10 la fund. Eu tipsul împart și cu colegii. 10 la fund. Pentru câteva cafele, cât vroiai și pagă? Păi 2% dau și toată de la bucătărie, dragă. Și ce dacă ai peste 10%? Cui lui Graciela și mai ai încă 10 note pe zi. Minim. Băieți! Da. Da. Am uitat în casă, să vă zic... Că îmi cer mii de scuze pentru reacția mea urâtă de ieri. Cu păpușa. Păpușa pentru mine nu e doar o păpușă simplă, pentru mine reprezintă mult mai mult. O legătură, l-am explicat și eu. Da, îmi cer scuze pentru reacția mea. Okay. Kinga! Nu e, da, te iertăm. Deja te-am iertat, oricum, fără să ne mai spui. Dacă doriți fiecare dimineață, o lună de zile, cu afeluția, cu tot dragul. De numai. Eu știu cum te văd pe tine. Să ai acasă o păpușă de aia, cum se numește, nu știu cum se numește, păpușa aia de bagi, vudu. Bagi ace în ea, așa, să ai pe cineva care să-l... Cu chipul lui Radu. Cu chipul lui Radu. Să-mi pun acima cu brățara aia de la mine, să fi pus-o pe păpușă și să încep. Că numai dureri de cap am de la o vreme. Dar ieri, să știi că m-am gândit, când am avut păpușa lângă mine, cum stăteai ea, stăteai și tu. Trebuia să pun așa, știi, stăteai și tu după. Mamă. Dar m-ați iertat în concluzie. Da. Asta înseamnă că după ce o sta păpușa pe lângă Radu, eu lua comportamentul. Okay. Și a venit la tine și acum tu ne-ai făcut farmece. Tu de-aia n-ai dat păpușa aici, tu ai venit cu scopuri. Dar ne-ai pus ceva în cafea? Cum a luat amețeala. Îmi doare ceapa rău. Vedeți mai târziu, băieți. Cine a supravegheat-o? Cu... Bine că n-am pus zahăr. A fost Larisa și cine a mai fost? Maria, care mi-a dat indicat. Au luat mic. Ți-a luat amețeala de la Kinga, nu de la cafea. Dar nu știu de la ce, dar m-a luat amețeala. Bravo, Natalia, bravo. Bravo. Dacă vezi ce privire de la ospătăriță, ce ochi duci făcea cu ochii ai lui albaștri frumoși, frumușelul naibii. Auzi? Uite-mi buză! Era uscată buză. Mă, închizi ochii mai mult. Tu așa faci și afară când mergi în cluburi sau la restaurante cu singura? Depinde de ospătăriță. Dar tu, Radu, cel mai frumos sărut al tău pe care ți-l amintești cu cineva? Unul care asta mea relație acum, asta ultima, până să vin în Casa Iubirii. Păi povestești. Cum săruta? Cum a fost momentul? Avea buzele... Dragușe, te imite, Maria. Avea buzele dulci, avea buzele moi, avea... Nu, eu fac un alt. Adică mie, de exemplu, îmi place când, când mă sărut cu cineva să nu ne atingem dinți în dinți, nu știu, să... Păi loc, poți să spun eu? Dacă nu ești pe aceeași lungime, de unde dai și dinți? Ia spune, Natalia. Mamă, dar eu mă scot dinți. Cel mai frumos să mi-au sărut? Cum? Ia spune, Natalia. Cel mai frumos să mi-au sărut a fost... Cu Radu. Nu. Când băiatul trebuia să urce în tren și să plece, pentru că nu locuia unde locuiam eu. Și sărutul ăla prima ca, epic. Ca să urci în tren a fost... Adică prima oară când a urcat în tren. A? Înainte să urci în, urci în tren, că după aia ne vedem în jur la o dată în săptămână, în weekend. Și după s-a urcat în tren și fugea prin tren. A, să te urmărească, să te vadă. Romantic. Eu eram, stăteam în locul lui și el fugea în tren, în timp ce trenul... Ați apărut romantic, gen. Da, este. Da. Dar hai să vorbim despre primul sărut. Cred că toți au istorii interesante despre asta. Eu nici nu prea țin. Mă duce cu 50 de ani. Lasă primul sărut. Vă spun eu care mi se pare cele mai mișto săruturi. Când mergi și te întâlnești cu cineva pentru prima dată, la prima dată, și ești foarte atras. Da, da, da. Și nici nu-ți imaginezi vreodată că se va întâmpla ceva și te conectezi așa din prima și când te sărut atunci așa cu foc. Dar vreau și să mi se par cele mai... Pentru că în momentul în care ești cu o persoană, tă mai mult... În 1990, în Galați, se întâmpla ceva extraordinar, spune. Fiți atenți.